Bună seara și bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a dezbaterilor Will TV. În această seară, alături de mine, ca de obicei, lunea seară, se află colegii mei, Marius Nica, bună seara! Bună seara! Și Sebastian Ignat, bună seara, Sebastian! Bună seara! Pentru a discuta nu despre cele mai importante evenimente ale săptămânii, ci despre scandalurile anului 2015, să nu vă așteptați să vorbim despre cel mai nou film din seria Star Wars, controversat din punctul unora de vedere, nici despre scandalurile de la Vocea României, ci despre scandalurile cu care ne-am confruntat în plan local. Și au fost o mulțime, n-am dus lipsă de astfel de evenimente, care au făcut să curgă valuri de cernale, nu mai pot să spun valuri de cernale, pentru că presa scrisă, din păcate, suferă de câțiva ani buni încoace, dar au stănit o mulțime de comentarii în presa online, la radio și la televiziune deopotrivă. Nu cred că am avea timp un an de zile de aici înainte pentru a discuta toate subiectele astea controversate cu care Ploieștiul de care s-a lovit și cu care s-au confruntat cetățenii orașului, dar măcar pe câteva dintre ele vă propun să le abordăm în seara aceasta și să încercăm să tragem învățămintele care s-ar cuveni, poate trase din aceste povești, poate încercăm să anticipăm și ce se va întâmpla la anul sau măcar în prima parte a anului viitor, mai ales că se anunță un an deosebit de important, e iarăși un an electoral. În fine, Ploieștiul ar putea avea un primar, căci în anul 2015 n-am mai avut parte decât de interimar și asta se vede cu ochiul liber pe stradă, mai ales că nici n-a nins ca să acopere străzile, gropile din carosabil și problemele din bugetul local. Dar o să vorbim despre toate astea. Probabil cel mai recent subiect e cel de astăzi, sau sunt vreo două doar pe ziua de azi. Odată Cristina Altoader, fostul șef al poliției locale Ploiești, a fost emis în judecată cu vreo 4 acuzații, dacă nu mă înșel. Pe de altă parte, la nivelul Consiliului Local nu e deloc liniște. Consilierii PNL au avertizat că nu vor vota viceprimarul sau viceprimarii de la caz la caz. La fel, cei din ALDE, care sunt extrem de supărați în această perioadă pe foștii parteneri de coaliție sau încă parteneri de coaliție, pe cei de la PSD, au anunțat că nu vor susține niciunul dintre candidații propuși de Partidul Social Democrat. Asta după ce Iulian Teodorescu și-a pierdut mandatul, nu doar mandatul de primar interimar, ci și pe acela de viceprimar. Cam multe scandaluri, așa, pe centimetru pătrat. Păi înainte de a trage învățăminte, trebuie să tragem niște credite la anul Ploiești, ca să ne acoperim niște găuri lăsate de incompetența administrației locale, care nu a reușit să se adune în ultimul an și să împingă de la spate lucrurile, astfel încât proiectele aflate în derulare din fonduri europene la nivelul municipiului Ploiești să fie și terminate la timp, ca să Ploieștiul să tragă toți banii oferiți gratis de către Uniunea Europeană pentru liniile de tramvai, pentru pasajul de la Mărășești, de la Bila, pentru hipodromul Ploiești, pentru, mai zis să-i zic, ce mai era... Sunt vreo 11 proiecte finanțate din fonduri europene sau care au fost finanțate din fonduri europene până la sfârșitul acestui an, care nu sunt terminate, motiv pentru care, așa cum am mai spus-o toți dintre noi în emisiuni, vor fi acoperite diferențele de bani din bugetul propriu. Adică se vor mări taxele și impozite una și se vor atrage probabil împrumuturi sau ne vom milogi pe la București, pe la guvern, să se acopere aceste găuri cu bani dați de oriunde, numai să se termine din disperare de cauză la data de 31 iunie toate aceste proiecte, inclusiv cu plata făcută către constructori, pentru că astfel, dacă nu se termină până la această dată, Uniunea Europeană ne va cere toți banii înapoi pe care ni i-a dat de-a lungul timpului de la demararea acestor proiecte până în ziua de astăzi. Despre asta vorbim la Ploiești în acest moment. Este un sfârșit al unui an prost din toate punctele de vedere, atât administrativ, politic, cât și financiar. Iată că suntem într-o situație fără precedent. Sigur, nu suntem singuri, dar asta nu este o scuză pentru cei care sunt în fruntea executivului. Am văzut că și la București sunt o grămadă de proiecte neterminate. Deci nu suntem în stare din aia... Uniunea Europeană atrage, ca să ne înțelegem, România atrage de la Uniunea Europeană 15-20%, 25% fonduri europene. Din aia 25%, deci atât de incompetenți suntem, nici ăia nu suntem în stare să-i atragem cu totul. Deci se aprobă proiectul, ți se dau banii, se bagă banii în cont, ca să înțeleagă lumea, mă. Deci toți banii sunt în cont și tu nu reușești să te moșmondești acolo, să termini la timp să iei pe toți. Deci măcar să lucrezi după ce ai fondurile aprobate, nu ești în stare, știi?
Deci despre asta vorbim. Din punct de vedere politic, pomenei de ALDE, de cei care până la urmă au fost în fruntea executivului alături de PSD în această perioadă, intră în opoziție, văd acum domnii de la ALDE, la nivelul municipiului Ploiești, sunt foarte supărați. Nu sunt supărați din motive doctrinare sau din motive de ordin moral, sunt supărați doar că PSD, frații lor de luptă politică și de bani și de ciolani în ultimii ani de zile, i-au trădat la ultima ședință de Consiliu Local și au votat alături de PNL, da? Debarcarea tovarășului Iulian Teodorescu, fostul viceprimar cu atribuții de primar interimar, care era de la ALDE, și de-aia intră băieții în opoziție, nu din alte motive. Cam asta este imaginea, o să completeze și Marius, că are talentul de a mă deprima și pe mine și pe telespectator cu bună, pe bună dreptate, de altfel. Că asta nu e că situația. Tu ai fi un optimist. Da, 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 nu rânjesc nici de asta. Da. Și câteodată parcă era mai vesel, că mi-aduc eu bine aminte, chiar și în Ploieștiul ăsta. Așa. Asta este situația, încheie manu așa. Și ca să fie tot acest tablou sinistru complet, îl încheiem și pe întuneric anul. Știi? E pe beznă, te împiedici prin oraș, ne împiedicăm unii de alții, arată ca un oraș, nu e de provincie, că ăștia prin provincie văd că au tată, lumini peste tot. Măcar la asta s-au gândit, la sărbători, să arate totul frumos. Ăștia nici asta nu i-a preocupat. Știi? Da, este performanța minunat. Ca nici măcar pentru Neric să n-arate bine. Da, da. Să nu uităm de Fecioara Maria. Băi, frate, ia uite, m-am mai speriat. Uite, vezi? Da. Deci au pus... Așa ești tu, dar, sensibil. Sunt o fire, un suflet sensibil. Da. Băi, tată, deci este extraordinar. După ce au făcut toate astea, parcă asta era bomboana de pe colivă, știi? Au pus-o și pe aia... Să ne spună ce de fapt, ăștia care ne-au stricat Crăciunul de fapt, grinci ăștia, toți, bă, noi n-am glumit, chiar suntem siniștri, suntem niște nenorociți și vrem să vă speriem până la capăt. Și m-am pus și rahatul ăla de statuie, da, acolo, să vă sperie și copiii. Stați, bă, în casă, cu alte cuvinte, în toată această perioadă. Ce da. Să căutați, da. Da. Uite, primesc un SMS de la Roxana Tănase, care în timpul înregistrării este în ședința Consiliului Local, s-au prorogat din lipsă de vorum proiectele privind alegerea celor doi viceprimari. Sunt slabe șanse să se deblocheze situația din punctul meu de vedere. Așa că Ploieștiul rămâne cu un primar și ăla interimar și ăla de la PSD, ca să și dacă ne uităm linie. Ca să facem așa un film al evenimentelor, eu mi-am pregătit emisiunea ca de obicei, no. Cu mare atenție, cu vreo 5 minute înainte de a intra în platou, am încercat să înșir câteva dintre scandalurile anului, am acoperit o pagină foarte ușor, no. Și îmi dau seama că mi-au scăpat câteva. Mă gândeam că din formula de start, da, de la nivelul, din stafful primăriei n-a mai rămas niciunul, da. Adică trei doamne și toți trei, da? Iulian Bădescu a fost în prima fază reținut, apoi arestat, apoi arestat la domiciliu, acum în vacanță sau în curând în vacanță. Da. În Austria, la schi. În Austria, la schi. Da. Iulian Teodorescu, demis. Cel care a asigurat succesiunea, a fost între timp demis, n-a mai rămas nici măcar viceprimar. Da. Și între aceste două episoade l-am avut și pe Raul Petrescu, cel care a condamnat și el cu suspendare, dar condamnat pentru trafic de influență. Și a pierdut și el scaunul. Și a pierdut și el inclusiv mandatul de consilier. Da. Și iată cum ajungem în formula în care dintr-o primărie cu doi viceprimari, dintr-o administrație locală cu un primar și doi viceprimari, mai avem un singur primar și acela, interimar, consilier cu atribuții de viceprimar, desemnat drept primar interimar. Toată administrația asta fiind numită în funcție în urma scrutinului din 2012, Valul Sele, dacă vă aduceți aminte, nu? Da, că pe mine asta mă deprimă și mai mult, ca să rămân în cheia lui Sebi. Gândiți-vă câtă speranță își puneau oamenii când se duceau ei în iunie 2012, da? Să pună ei ștampila pe USL, să-i dea afară dracului pe nenorociții de pedeliși care au tăiat salarii, pensii, au ridicat TVA-ul la cer și așa mai departe. Și uite pe valul ăsta, dacă vrei, ai voinței, ai speranței populare, ce fel de personaje s-au cățărat. Și cine a ajuns la butoane, da? Noroc că mai există instituția numită Direcția Națională Anticorupție, care a făcut curățenia de dinainte de alegerile din 2016. Lucrez împreună cu colegul Mihai Nicolae la un sondaj de opinie făcut în Ploiești și, mă rog, datele sunt în curs de procesare, o să vă dau așa din casă. Oamenii nu-și doresc un primar pentru prima dată, știi că era sloganul ăla, ce-ți dorești? Un primar gospodar, nu fratele meu. Pe primul loc este să fie cinstit.
Asta este principala trăsătură pe care electorii o, să spun așa, o apreciază la un candidat. Și, mă rog, de aici încolo ceea ce îngustează plaja foarte mult, pe de altă parte, da. O îngustează foarte, foarte mult. Acum să vedem cine mai rămâne în picioare până în iunie 2016, că e posibil ca ăștia care se anunță după acum candidați să dispară de pe scena politică, știi? Acum ei să se antreneze și, de fapt, să nu mai prindă primul 11. Ăștia așa ar trebui să-și dorească un prima libertate. Trebuie să fie sondaje la voi. Vă doriți cumva dumneavoastră să fie arestat, reținut la domiciliu, sub control judiciar, în libertate. Da. Da. Asta este, deci, din păcate. Da, e jenant. Bine, lucrul ăsta nu se întâmplă numai în Ploiești. Cred că, statistic vorbind, după rețeta baronilor locali care au dispărut dincolo de gratis sau, eu știu, în arest, control judiciar și așa mai departe, foarte multe primării importante, reședința de județ, și-au pierdut conducerile din motive de DNA, ca să vorbim pe înțelesul unor. Și n-am vorbit aici nimic despre autoritatea județeană, să spunem, pentru că și acolo sunt probleme la fel de mari, cu un președinte al Consiliului Județean suspendat, De un an jumate, cred. Al cărui familie, de asemenea, este doar suspendat. El nu și-a pierdut mandatul, spre deosebire de ceilalți, da? Uite, o carență a actului legislativ, legea nu prevede ce se întâmplă în cazul în care, datorită unor probleme de cercetare penală, bine, trimitere în judecată urmează, președintele unui consiliu județean poate fi suspendat doar pentru, mă rog, își pierde mandatul din cauza faptului că a fost suspendat la solicitarea DNA. Aceeași și legislație păcătoasă, permițându-i autorității centrale, de exemplu, să tergiverseze organizarea de alegeri, da, anticipate, astfel încât Ploieștiul a trebuit să se descurce și trebuie în continuare să se descurce un primar fără autoritate, câte vreme nu e investit de populație cu votul ei. Ceea ce a complicat foarte mult lucrurile. Stăteam de vorbă cu oameni care din afara orașului analizau situația și îmi spuneau că până la urmă Ploieștiul, în primul rând, are nevoie de un primar adevărat. Niciunul dintre cei care au asigurat succesiunea, nefiind primar, iar asta se vede, se vede pe stradă, se vede oriunde, interimari care încercau să gestioneze situația. La fel cum este și la nivelul Consiliului Județean, pentru că exact din același motiv pe care l-a subliniat, l-a enunțat și Marius mai devreme, este vorba de o carență legislativă prin care DNA a putut să străbată doar punând restricția președintelui suspendat de a intra în birou propriu. Atât a putut să facă. În rest, omul a rămas în funcție, teoretic. Dar un an de zile să faci chestia asta nu ajută cu nimic. Ba, din contră, dăunează actului administrativ. Da? Nu există o legitimitate, nu există o reprezentativitate, așa cum ar trebui să fie în urma unui vot popular. Hai să reluăm alegeri. Nu se gândește nimeni. Se prelungește povestea asta până la alegeri. Da? Și avem deja cât? Un an jumate. Un an și jumătate, da. Bine, ar fi trebuit să funcționeze acea demisie de onoare, nu este cazul. Bine. Nu este cazul de față, știi? Și teoretic ar trebui să funcționeze totul de la sine. Dom'le, nu avem pe unul acolo aparatele de specialitate ale Consiliului Județean sau ale Primăriei Ploiești. Teoretic ar trebui să toată lumea să știe ce are făcut. Practic nu semnează nimic. Toată lumea este într-o sperietură, e pe sub birou, știi, pe motiv că de un an și jumătate, da, chiar 2 ani de zile. Aduceți-vă aminte ce se întâmpla. Ce s-a întâmplat în primărie, să intre în legătură cu administrația locală, constată că n-au cu cine discuta, pentru că toată lumea se ferește să semneze, da, să-și asume orice fel de responsabilitate, ceea ce, cu siguranță, nu e în regulă. Nu găsești o scuză executivului condus în perioada asta de interimat de Teodorescu, însă una dintre problemele reale întâmpinate de om, pe care, din păcate pentru domnia sa, nu a știut să le gestioneze, a fost și asta. Frica celor din primărie, din cadru, din fruntea unor direcții importante care puteau să gestioneze altfel raportul dintre primărie, dintre UAT, Primăria Ploiești și constructori, nu au știut să le gestioneze pentru că nu a venit o direcție clară din partea șefului. Da? Ei au zis, nu semnezi. Acum, teoretic, n-ai ce să le faci. Da? E, practic, poți să le faci o grămadă de lucruri. Bă, nu-ți faci datoria, ți încalci, ai și tu niște o atribuție acolo de serviciu și așa mai departe. Simi, nu semnezi de DNA. Păi stai, bă, nu este o lege, n-ai niște reguli. Exact. De ce ți-e frică de DNA, până la urmă? Sau, pur și simplu, lipsa de profesionalism. Sau, pentru că dacă ne uităm pe componența acelor comisii de monitorizare, da,
unități de implementare a proiectelor, o să găsim inclusiv secretara primarului. Acum, da, eu n-am nimic cu biata femeie, poate că își face treaba, răspunde corect la telefon, îi duce corespondența, îi face mapa, dar de aici până să faci parte dintr-o structură care monitorizează o investiție de câteva milioane de euro, mi se pare absurd. Și, din păcate, lucrurile astea se întâmplă. E, când vine vorba de remunerație, aici lucrurile stau destul de bine, pentru că înțeleg că fiecare dintre persoanele respective, unele care figurează și în câte două, trei proiecte, beneficiază de un spor de până la 75% din salariu. Așa că, mă rog, la plăcinte înainte. Ce interesant e că, deși avem atâtea proiecte europene care n-au putut fi finalizate și pentru care vom plăti cu toții, nu a fost găsit nimeni vinovat. Și formula... Exact. Pe care ne-o livrează de fiecare dată administrația locală, haide să nu mai căutăm vinovați și să identificăm soluții. Câtă vreme nu-i vom găsi pe vinovați și nu vor fi sancționați într-un fel sau într-altul aceștia, e greu de crezut că vom găsi o soluție care să funcționeze pe mai departe. Căci asta e soluția, ca oamenii să-și facă datoria, conștienți că trebuie să dea socoteală la un moment dat pentru ceea ce n-au făcut sau au făcut prost. Da. Eu îți dau, l-am avut chiar la o ediție a dezbaterilor în studio pe primarul din Sinaia, da? Sinaia a atras proiecte în valoare de 45 de milioane de euro. Toate se închid, ca și la Ploiești, la data de 31 decembrie 2015. Am fost atent la discuția de atunci și am revenit cu un telefon zilele trecute dacă s-a încadrat în termen, pentru că la Ploiești știe lumea exact în ce situație ne aflăm. Niciunul dintre proiecte nu a fost depășit, toate recepțiile au fost încheiate, sinăienii nu vor plăti din taxe și impozitele lor, incapacitatea autorităților locale de a gestiona cheltuirea fondurilor europene. Cel mai mare proiect de 20 de milioane de euro a fost și el închis, vorbim de modernizarea zonei centrale, da? Exact. Ok, unul care a produs disconfort, normal, mai ales localnicilor, pentru că turiștii vin, pleacă, însă cei de acolo chiar au avut probleme. Deci acolo se poate. L-am întrebat care a fost, să spunem, de ce a reușit și mi-a spus că are o echipă de profesioniști pe care o accesează, plătită din fonduri europene, pe care o accesează ori de câte ori primăria atrage și are de cheltuit fonduri europene. Sunt niște oameni plătiți, da, să facă chestia asta. Păi, dacă noi o plătim pe secretara primarului să facă și monitorizare la Parcul Municipal Vest, s-ar putea să avem o problemă, lucru cu care deja ne confruntăm. Că, bă, dacă la alții funcționează, de ce nu aplicăm soluția aia bună și la Ploiești? Nu, aici este altceva. E un oraș, repet, care a rămas în evul mediu, în comparație cu Cluj, Iași, Brașov, ce mai vreți voi, Sibiu și așa mai departe. Da, e foarte trist pentru că bugetul Ploieștiului este unul comparabil cu oricare dintre aceste bugetele acestor mari municipii ale României amintite. Sunt o mulțime de agenți economici de care contribuie cu sume serioase la constituirea bugetului. Faceți o comparație între cum arată Clujul, deși este condus de Mulculitu Boc, și cum arată orașul Ploiești condus numai de penali, că până la urmă despre asta se rezumă. Spuneai tu de Cristina Toader. Am citit comunicatul acum așa în diagonală de la DNA. Păi omul ăla a plătit oameni de la el din firmă care figurau pe statele poliției locale, da? Despre ce discutăm? A decontat carburant pentru o mașină a instituției care era folosită în interes personal. Imaginea asta a omului ajuns în funcții pe criterii eminamente politice, să nu spune mie că Toader era un geniu al administrației publice locală și un strateg deosebit în materie de poliție locală, da? Oamenii ajuns în funcții, asta fac. Cu asta erau obișnuiți. Eu sper ca DNA-ul, deși uitându-mă la comunicatele de presă zilnice, ar trebui să le fie frică să mai facă chestia asta, da? Și totuși, în continuare, bine, nu e cazul în Prahova, da, asistăm la primarii prinși în flagrant în timp ce primeau și pagă pentru nu știu ce contract. Bați nebunit, voi nu vă uitați la televizor. Da, mă rog. Hai cu scandal. Ce e absolut dramatic e că, iată, corupția a atins aproape orice domeniu. Am vorbit de poliția locală. La nivelul poliției, iarăși au existat niște arestări de răsunet. Și nu s-au mai discutat neapărat despre ele. La nivelul sănătății,
La Spitalul Județean de Urgență din Ploiești am rămas fără manager pentru că managerul în funcție, care a înlocuit un alt manager controversat, a fost trimis în judecată. Da, în dosarul Mitraloș. În judecată, a fost surprins în flagrant în timp ce l-a luat în capitală de la câștigătorul unei licitații. Și așa mai departe. Consilier local, Ionuț Ionescu, deputat Mircea Roșca, reținut, fost vicepreședinte, Adrian Sempu. Deci, lista este atât de mare încât dacă ar avea cineva răbdare să o facă, lecturând comunicatele DNA-ului din ultimii 2 ani, crede-mă, păi, asta reprezintă un procent foarte important din clasa politică, știi? Care s-a prezentat în 2012, că vorbim de fostul PDL, fostul USL și așa mai departe. Ziceam că am făcut o listă foarte scurtă, foarte succintă a câtorva dintre scandalurile cu care Ploieștiul s-a confruntat în această perioadă. Am să vă amintesc de pildă de primele de la SGU. Pentru că s-a discutat pe tema lor și s-a discutat degeaba până la urmă. S-au făcut și comisii, a existat și un raport, da? Na. Al unei comisii și până la urmă oamenii... Poți să leg eu un pic primele de la SGU și tipul ăsta de mentalitate în ceea ce privește gestionarea resurselor publice. Există tot ceea ce se întâmplă, inclusiv pasarea responsabilității, că despre asta vorbeam mai devreme, care se reflectă direct stilul ăsta de a aborda resursele publice în gestionarea problemelor zilnice, este o boală atât de veche și atât de pământenită pe aceste meleaguri, încât nu trebuie să căutăm instituții, pentru că, uite, deschidem gura și fără să vrem, oriunde te-ai duce, în orice instituție publică din județul Prahova, dar și la nivel național, peste tot este cam la fel, este o boală generalizată, vom găsi un caz, două de corupție, de cangrenă, de boală absolut fatală pentru funcționarea unei administrații, unei societăți. Da? Totul se reflectă în ceea ce trăim zilnic. Așa este și cu abordarea problemelor cu fonduri europene. La fel ca și SGU, nu e un exemplu deplasat. Da? Există undeva relaxarea și detașarea, de fapt, că banii ăștia ai noștri, ai tuturor din buget, de fapt nu sunt banii tăi de acasă, știi? Lasă, bă, că banii ăștia, o vedea noi ce o face. Banii sunt, gestionează, vine în fruntea instituției 1 și zice că sunt banii lui Măsa de acasă. Nu are în conștiința personală ideea de corectitudine în ceea ce privește aranjarea în bune condiții a lucrurilor, astfel încât banii să nu fie irosiți într-un mod nu neapărat fraudulos, cât greșit. Că nu întotdeauna se întâmplă să existe reacredință neapărat. Există indolență, cum e cazul ultimului executiv, că s-au schimbat atâtea, că putem să vorbim așa în fiecare an, știi, ca domnitorii prin Moldova, pe la 1800, lunar cât un domnitor. Da? Așa e și aici. Știi? Nu au chestia asta. Banii nu există, de fapt, în mintea lor. Vorbesc de milioane de euro, dar noi îi vom descoperi la anul, de fapt. Buzunarul tău, al meu, al tău, da? Banii atunci se vor concretiza în rândul populației, va simți. Da? Aceeași populație care, cum spunea și Marius mai devreme, în 2012, pe valul USL, aștepta pensii municipale. Mă întreb, aștepta... câți dintre prahoveni ploieșteni mai au pe acasă formularele alea și așteaptă momentul în care să fie chemat să le depună pentru a intra în posesia pensiei municipale. Dar nu e nimic, că va exista o campanie electorală și anul viitor. Nu, știi cine de la știe ce cum pornește? Vor mai surprinde candidații? Indiferent, că acum, departe de mine, domnul de la directorul SGU, puteți să mă acuzați de orice, mai puțin că sunt prietenul lui. Însă, din păcate, sistemul este cel care dă posibilitatea, în cazul de față, domnului Donald Constantin, directorul SGU, să încaseze 10 salarii, 12 salarii, mă rog, niște sume uriașe, vorbim de ordinul a 10.000 de euro într-un an, da? Fără ca acestea să fie condiționate de performanță. Exact, că, exact. Și asta nu. Știi care este condiția? Să ai un leu, să faci profit, fără să-ți spună un prag. Profit înseamnă un leu. Având în vedere și faptul prima că, de 100 de exact, lei sau de un având în vedere lei, faptul că SGU 90%, 99% din bugetul SGU-ului îl reprezintă comenzile primite de la primărie prin intermediul RSP, e logic
e logic să facă profit, nu? Ăla când, în momentul în care facturează primăria, în afară de materialele și salariile angajaților, își mai pune o marjă de profit. El oricum este imposibil. Chiar dacă l-a păsuit pe domnul Capră cu chiria pe Ilie Oană vreo 2 ani de zile, da? Că era petrolul al nostru. Ok, bun, chiar și în condițiile astea, SGU a făcut profit, da? Nu a ieșit în pierdere. Bun, dar cine îi dă domnului Donald posibilitatea de a face orice la SGU, de parcă ar fi la firma mamă si acasă, așa cum spunea domnul Sebi? Păi, are două, să spunem, structuri care ar trebui să-l monitorizeze și să-i dea peste mână când a băgat-o mai mult decât era cazul, da? AGA, Adunarea Generală a Acționarilor, unde sunt consilieri locali, adică colegii domnului de partid, da? Domnul Botez este colegul domnul avocat Botez, membru AGA, este colegul domnului Donald de partid, de la PSD, da? Și mai sunt o grămadă în situația asta. E ca și când mă apuc să-i dau eu lui Sebi Oștachie în Observatorul, fiind coleg de breazmă, nici măcar coleg de muncă, înțelegi? Lucrurile astea nu se fac. Indiferent ce, eu știu, orgolii și ce interese politice are fiecare. Bun, deasupra este Consiliul de Administrații. Consiliul de Administrații, din care fac parte oameni, cum tot cu carnet de membru de partid, numiți de partidele politice, da? Dăm peste un domn numit Marius Iordache, cred că îl cheam, sau Marian Iordache, noul director de la RASP, care a fost membru în ceau de la Hale și Piețe, în momentul în care și-a dat Donald prime. Păi, scuză-mă! De la SGU. De la SGU, da? Despre asta discutăm. Și ce se întâmplă la SGU, se întâmplă și la Hale și Piețe, se întâmplă și la RASP, se întâmplă peste tot unde există de gestionat un buget, iar politicienii, prima lor grijă care? Hai bă, hai acum, hai, că e de făcut de treabă. Și atitudinea politică, să spunem că nu este Donald primul director care își dă prime fabuloase în cadrul SGU. Predecesorul său, domnul Dan Ionită, și-a luat. Înaintea domnului Emanuel Ilie a fost Spânul, parcă, de la Hale și Piețe. Adică, e o tradiție. Da. Sistemul funcționează, e verificat, e uns. Și indiferent cine vine la putere, are grijă să-l mențină în stare funcțională, din păcate, pentru că nimeni nu are interesul să... Pentru că înțeleg că e pe final controlul Curții de Conturi, eu am solicitat personal Curții de Conturi să verifice legalitatea celor prime, da? Pentru că au venit cu tot felul de fabulații. Vine comisia de anchetă a primăriei, auditorii primăriei și spun, domne, aici ați greșit, și vine domnul ce bani am greșit. Și primarul Teodorescu, da, zice, a, păi dacă el zice că n-a greșit, ai mei zic că au greșit, o lăsăm așa. Pe bune? Da, e aceeași poveste. La domnul Teodorescu am întâlnit de multe ori. L-a costat. Atitudinea asta. L-a costat. Compromisul costă. Mai devreme sau mai târziu, când faci un compromis, te costă. În cazul de față, funcția. A făcut un compromis și în cazul directorului de la Hale și Piețe. A făcut un compromis și la RASP. A făcut un compromis. Și așa mai departe. Se pare că în ultima perioadă, anul acesta, cel puțin, compromisul a fost cuvântul de ordine, dar au plătit într-un fel sau într-altul pentru el. Rămâne de văzut că de conturile anul viitor se vor vedea cel mai bine la alegerile locale. Cum vor reacționa oamenii și cât vor uita din ce s-a întâmplat anul ăsta, anul viitor, până anul viitor. Ce bine ar fi, de fapt. Nu ce bine e. Ce bine ar fi să nu registrăm de conturi la 4 ani. Ați văzut voi în săptămâna aia când a ieșit lumea în stradă, că parcă aveau altă atitudine prin birou când te întâlneai cu ei. Erau puțin mai timorați. Le trecut. Le-au trecut, domne. Uite-te la ei. Da. Au revenit la aceleași discuții, aceeași poveste, că de-aia ne enervăm și Mariu și tu. Și de-aia poate nevoie de reacție de fiecare dată. Nicio legătură nu au. Nicio legătură. Mă uitam pe subiectul cu Spitalul Județean și mi-am uitat dincolo de faptul că am avut, iată, anul acesta un manager arestat pentru că a fost surprins în flagrant timp ce lua mită. Mă uitam că de fapt nu s-a schimbat nimic în Spitalul Județean din punctul de vedere al pacienților, deși acolo a fost un scandal mare cât toată casa. Ba da, a avut o farmacie privată în curtea Spitalului Județean. A cui o fi? Să nu calce tramvaiul fantomă când traversau... Da. Bine, eu mă bucur că cu ocazia asta am fost aseară, a făcut un prieten preinfarct, am ajuns pe la 8 seara la Spitalul Județean, păi și era singura lumină din curte, era de la farmacia asta privată, nu m-am împiedicat pe trotuar pe acolo prin curte. Deci este un lucru bun, mai și luminițe, e ca și în Las Vegas, știi? E frumos, dar e o farmacie privată în curtea Spitalului Județean, foarte interesant.
că pomeneați de tramvai, vom avea de anul viitor, cel puțin pe linie, da, tramvaie care vor circula, vor fi aceleași tramvaie și nu tramvaie noi, și asta e o discuție. Pentru că s-au cheltuit mulți bani noi pentru a repara tramvaiele. La noi totul este second hand, inclusiv politicienii, de mâna a doua, credem. A treia, a patra. Era confortul pe vremea Ceaușescu, ajunsese și la confort 4 la garsoniere, știi? Da. Făceai treaba mai mare. Înțeleg că nu vă face mare plăcere subiectul ăsta cu ce se întâmplă cu linia de tramvai și cu tramvaiele care vor circula. Vom avea aceleași tramvaie. Exact. În alte straie, între ghilimele, da? Exact. Bă, le-au și cu poate, roșu, și poate dacă... Bă, chestiile alea, bă, păi e și o rușine să pui tricolorul pe căzăturile alea, bă. Cum să faci, bă, așa ceva, bă? Și poate dacă vom avea noroc, vom avea și câteva tramvaie second hand achiziționate. Asta dacă suntem cuminți și ne plătim taxele și impozitele, neapărat, până pe 31 martie 2016, ca să beneficiem de reducerea de 10%. Încolonați. Și dacă ne plătim și abonamentele, pentru că de la anul nu vom mai fi transportul. Aici o să fie o problemă, că lumea s-a cam dezobișnuit să se ducă la tonetă și să-și cumpere bilet. Înțelegi? Aici o să fie o problemă, ce văd eu, ce simt eu așa, din previziunile anului 2016, că TCE se va duce rău în cap, din cauza faptului că, dispărând subvenția pe care a acordat-o până acum Consiliul Local, o parte majoră din ea fiind chiar făcând obiectul unui prejudiciu constatat de Curtea de Control, dar asta e o altă discuție, da? TCE va trebui să asigure salarii și cheltuieli din vânzarea de abonamente și bilete. E, sunt curios câți dintre cei care erau obișnuiți să se urce acum să meargă dintr-un tramvai, într-un altul, exact, sau dintr-un autobuz în celălalt, să-și cumpere mai ales abonamente, mai ales că a dispărut noțiunea de abonament pe un singur traseu, pe două trasee, da. Vor exista abonamente pe toate traseele, exact. Da? La prețul, înțeleg, de 20 de lei cele săptămânale sau 65 de lei cele lunare, exact, pentru cine își va cumpăra abonament. E o întreagă discuție pe tema asta, cu siguranță. Laptele și cornul, că e un scandal... Încă în derulare. Încă în derulare. Și, mă rog, e reeditarea unui scandal, că ce am mai avut... Povestea asta am mai auzit-o și în anii trecuți și ni s-a promis că se vor lua măsuri și nu se va mai întâmpla așa ceva. Iată că am avut iarăși copii intoxicați în urma... Știi cum e ca la licitații? Acum s-a schimbat legislația în ceea ce privește achizițiile publice. Prețul cel mai mic. Păi 0, cât e, mă, un lapte și un corn? 0,98. 0,98 de crăițari de ăștia, dai noștri, lei de ăștia, care nu mai rag miorle, că sunt vai de capul lor. Păi ce poți să-i ofer, bă, unui copil? Cum să-i... Ce corn e ăla, bă? E un corn... Cornul mi se pare că a fost câștigat cu 0,21, ceva de genul ăsta. Bă, dați seama. Până okay, 0,3 oricum. Duci multe, prețul... Dar ce calitate poți să oferi? Cea mai proastă făină, cea mai proastă apă. Da? Cea mai proastă drojdie. Da, adică nu se pune niciodată problema decât prețul mic. Așa a fost până acum. Achiziții în general, numai la lapte și corn. Tot. Că de-aia avem străzi cum avem, de-aia avem totul cum avem. Și din cauza asta, nu numai din cauza corupției. Pentru că la licitații de foarte multe ori s-au câștigat contracte în baza unor prețuri imposibil de pus în aplicare. S-au luat numai, nu știu, avansurile de multe ori, s-au tras țepe. În cazul ăsta, țeapa constă într-o calitate periculoasă pentru sănătatea copilașilor care pot consuma asemenea produse. Cum e la lapte? La lapte, păi, este numai bunul simț. Da, cât de criminal să fii mentalitate, cât de premeditat să te gândești încât să n-aibă laptele ăla o capacitate de a fi stocat în condiții care pot varia cu câteva grade în fiecare zi și să nu-l dai tu cu UHT, să-l dai fără, adică fiert la o temperatură mai mică, că asta e pasteurizarea de fapt, astfel încât să riști să ți se strice de pe o zi pe alta, doar că procesul de tehnologie de procesare este mai ieftină automat decât dacă îl faci cu UHT. Păi asta nu e o premeditare a unui act criminal, de fapt. Am descoperit ulterior că, evident, pe surse, că autoritățile au avut o comunicare de toată jena, că laptele provenea din Bulgaria, da? Că biscuiții, biscuiții livrați săptămâna trecută în școlile din Câmpina erau fabricați de un recent numit vicepreședinte la PSD Prahova, adică lucrurile se leagă, înțelegi? Se leagă și că, de fapt, biscuiții nu erau o problemă că aveau eticheta măzluită, a fost o greșeală de etichetare. Biscuiții fiind foarte bune, foarte, erau ok.
ca și laptele, că la producător laptele a ieșit ok. Problema a fost că s-ar fi stricat în lanțul de distribuție. Mă rog, am dubiile mele, dar mergem pe mâna autorităților. Și modul în care, apropo de vinovați, pedepsă, să-i dai amendă 1200 de lei șoferului că a transportat laptele lângă lăzile cu pâine aburindă. Asta e o bătaie de joc. E o bătaie de joc, da? Sau să-i dai, nu știu, 1000 de lei pentru etichetare eronată unui alt producător, respectiv distribuitor, iarăși, așa, frizează bunul simț. Și totuși lucrurile astea se întâmplă. Ce ai copil poate să faci o criză de nervi, bă, să ai copil ajută în spital din cauza asta. Și să auzi din partea autorităților, da, șoferul, pentru că era la volan și în spate aburea pâinea și lângă, aburea și laptele, că era și pâinea, și am aplicat legea, domnule, 10 milioane, gata. Sunteți mulțumiți? Mai face cacălică copilul de 2 săptămâni, nu se mai oprește? Da, sănătate multă. Noi autoritățile am aplicat legea. Da, pe nu, să nu-i alergi cu băta pe acolo, pe clădirile alea lor. A devenit și asta o practică, să găsești un țap ispășitor pe care să-l arăți cu degetul opiniei publice. Mă gândeam acum, stând de vorbă despre ce se întâmplă în învățământ, mă gândeam și la scandalul cu transferurile ulterioare examenului de valoare națională, unde a picat inspectorul șef care era concediu. Și au rămas bine mersi toți ceilalți care erau pe poziții. S-a rezolvat problema, știi? Totul e regulă. Da, extraordinar. Deci suntem în țara tuturor posibilităților și unde nimeni nu e vinovat sau dacă e vreunul, trebuie să fie fix ăla care e cel mai puțin vinovat dintre toți. Nu sunt singurele scandaluri cu care ne-am confruntat anul trecut. E lista lungă, și, nu? Da, și ziceam că indiferent de domeniu am avut situații dintre astea, fie în directă legătură cu codul penal, fie oricum care n-ar fi trebuit să se petreacă. Haideți să vorbim despre sport, de exemplu. Că aici am avut câteva scandaluri mari cât casa. Am avut la CSM Ploiești, pe de o parte. Am avut CSU Asesoftul, care s-a și desființat între timp. Am avut la Petrolul și avem în continuare parte de scandaluri pe bandă rulantă la Petrolul Ploiești. Și aici și-au băgat nasul într-un fel sau într-altul personaje care cochetează cu puterea. Eu îmi prea pricep la fotbal așa... Așa tare, nu știu, am văzut că aseara a luat bătaie Petrolul, parcă... Avem senzația că nici cei de la acasă. Petrolul nu prea se mai pricep în ultima perioadă, da. Da, știu doar că există de mult o preluare care mie mi-a ridicat semne de întrebare, un fel de a funcționa printr-o cedare a mărcii și pe un SRL. E o chestiune, mi se pare cel puțin dubioasă și făcută în pur stil românesc. Dacă faci ceea ce de fapt înțeleg că alte primării prin lume practică, consiliile locale într-un raport de colaborare cu cluburile orașului din care fac parte, se finanțează, se recuperează bani, se susține performanța, fotbalul, juniori, etc. La noi și aici legislația nu-ți permite să faci. Sau așa s-au gândit, oricum s-a gândit foarte prost toată structura asta și a culminat totul prin meciurile alea în care se împiedicau aia pe gazonul, făcut praf și picau în cap și conducerea a dat vina pe râme, din câte mi-am aminte. Au mâncat râmele gazonul și alea erau principalele vinovate. Cam atâta despre fotbal pot să spun eu pe aici, pe la Ploiești, din câte am văzut. Îmi doresc și eu, în schimb, foarte tare să existe o performanță ca în orice alt domeniu de activitate, astfel încât în numele Ploieștiului și nu numai atât, și încurajarea unui anumit tip de turism care în alte orașe produce plus valoare. Așa să se întâmple și la noi. La un moment dat am văzut că s-a putut chestia asta, nu știu de ce s-a, probabil într-o prea bună gestionare a acelorași fonduri, nu s-a mai putut întâmpla asta, da, nu știu, sper să vină cineva și să investească și să existe totuși o deschidere din partea primării, dar de asemenea natură încât să nu se sufere cu autocarul ADNA din nou, așa cum s-a mai întâmplat odată la Ploiești. Păi și s-a întâmplat că și primarul Ploieștiului, primarul ales, a ajuns la ADNA și din cauza apropierii de... N-a ajuns la DNA din cauza atenție, din prea multă dragoste pentru culoarea... pentru fotbal, da, să nu ne facem... galben-albastră, ci din câte înțeleg eu, pentru culoarea verde-roz sau nu știu cum aia de... Care a fost moneda euro sau... Fostul finanțator al Petrolului, nici el nu e niște raporturi extrem de fericite cu codul penal și la fel actualul finanțator păi care... toată lumea la noi exact, la Petrolului. Toată lumea. O cumetrie. Da, e o... veselie generală. E complicat cu Petrolul.
e foarte complicat. Pe de o parte, dacă stai să te uiți, domne, e imposibil, plătind cea mai mare chirie, 13.000 de euro, ceva de genul ăsta la un singur meci, în timp ce, eu știu, pe alte arene primăriile solicită un preț mult mai mic, de câteva 2-3.000 de euro. Mă rog, în condițiile astea, asta nu scuză conducerea SGU, AGA, CA, fosta conducere a primăriei Ploiești, de a tolera, pentru că hai să facem așa un exercițiu. Orice chiriaș al primăriei, în momentul în care nu și-a plătit 3 luni chiria, este evacuat cu poliția locală de nu se vede. Capra a avut un status special. Da? Bun. Trecând peste asta, uitați-vă ce se întâmplă cu stadionul Ilie Oană, prost gestionat. Se crapă tribunele, se aruncă scaune, se ard becurile, se dau găuri pentru nu știu ce hote la nu știu ce cârciumă amenajată. Cârciuma aia este desființată, SGU-ul rămâne cu chiria neplătită. Că sunt niște lucruri absolut penibile, dar care toate, mai devreme sau mai târziu, vor fi rezolvate, ghici, cu bani. Pe banii cetățenilor. Parcă într-un cotidian local era o declarație a directorului CSM spunând că, mă rog, gazonul Ilie Oană va fi refăcut. Că asta cu să scoatem râmele și că n-a funcționat și e nevoie de schimbarea gazonului. O astfel de operațiune costă un 250.000-300.000 de euro. Bun, ăla care a avut în fișa postului întreținere corespunzătoare gazon și nu ți-ai făcut treaba, ăla își ia prime de 40.000 de lei, da? Bun, trecem peste. Spuneai tu de CSM, la fel, au fost acolo niște contracte, însă știi ce mi-e neapărat frică? Părerea mea este că actuala conducere nu face altceva decât a înlocui șmecheriile fostei conduceri cu șmecheriile lor. Și o să vedem, bănuiesc că după ce o să se schimbe și cei care acum sunt la putere, o să găsim, ca și pe vremea fostei administrații a CSM, tot felul de contracte, da? Cu mâncare, cu sportivi, cu... Că până la urmă despre asta. Eu înțeleg că acolo la CSM e o juristă eminentă. Da? Eminentă, de ani de zile, o eminență acolo la CSM care... Face contractele foarte bine. Da, e o stăpână pe drept, e ceva de speriat. O să mă mai ocup un pic de subiectul ăsta, că am început să-mi vină tot felul de informații de pe zona asta. E foarte interesant ce e la CSM acolo, da. Mai nou au încercat acum, că, exact cum spui și tu, coafează ceva în perioada asta. Se coafează, se recoafează de fiecare dată când vine o conducere nouă, câte o realitate care ulterior apare în fața opiniei publice în adevăratul sens al coafării, știi? Dar după ce trece perioada asta, mandatul ăsta, că mai au 6 luni băieții de stat acolo. Bun. Acolo mă uitam când s-a dat afară niște oameni, deci că restrângem fondurile. Păi eu vreau să vă spun o chestie. În Ploieștiul ăsta, de exemplu, pe natație, există doi campioni. O campioană mondială, Tamara Costache, și o campioană europeană, Carmen Herea. Ambele aceste campioane aveau contract de muncă la Clubul Sportiv Municipal. Ei, dintre toată armata aia de oameni care freacă Duda prin CSM-ul ăla, ce credeți voi că s-a întâmplat, mă? Carmen Herea a fost dat afară. Deci campioana europeană a Ploieștiului a fost încheiat contractul de muncă. La revedere, tu pleci acasă. De ce? Are prea puțin copii, domne, la antrenamente. Dar știți cum e cu copiii la bazin la antrenamente? Auzi de Tamara, se duce la Tamara. N-are Tamara nicio vină, doamne ferește. Tamara, știi? Și au, fata asta, dacă nu stă să agațe copii pe hol pe acolo cu părinți, vediți la bă, tu vină la mine, că eu sunt Herea campion. Nu mai ai văzut la televizor, că nu sunt ca gâdea toată ziua la televizor sau ca, eu știu, alții, da? Sunt și eu pe aici, așa. Și au încheiat contractul de muncă. I-au reziliat contractul de muncă și multe alte fenomene foarte ciudate. La ce înseamnă toată lumea este asta, grămadă. Nu? Toată lumea e grămadă. Iar acolo sunt mai performanți decât Herea asta. Care ce? O mărâtă de campioană europeană, până la urmă. E maestru emerit al sportului. Păi ce se compară cu una de la TESA? Știi? Sau cu o juristă de asta eminentă? Da. Jurista asta eminentă înțeleg că n-a vrut să-i dea cuiva. Nu zic încă ce, dar voi spune într-o zi, că e foarte interesant, mai ales că a fost o situație absolut hilară despre care n-am vrut să pomenesc, pentru că e cineva apropiat mie. Da? N-a vrut să dea trei bani pe concedii, pe 3 ani de zile,
că n-a vrut ea să-i dea, mă. Pe motiv că persoana respectivă, bă, scrie negru pal, am hârtia, e foarte haios, da? Ar fi refuzat aceste, verbal, ar fi refuzat banii pe concedii. Păi banii pe concedii, potrivit legii, se dau în orice situație. Poți să nu-i vrei tu, eu ca angajator, ți-i bag pe gât, mă. Că-s banii tăi pe concedii meritați, știi? O juristă, o eminentă, e foarte tineri că și arată și bine, să știi, uite, că am putut să remarc asta chiar dacă sunt miop. Da, și văd că e foarte bine acolo, e foarte călduță pe funcție. Obiectiv, da? Adică rămâne obiectiv când cineva are și calități. Ea înfiptă pe poziție, indiferent de ce conducere vine la CSM. E foarte interesant. N-am epuizat subiectul sportului pentru că am avut și situația în care o echipă abonată la titluri, dar și la bani de la bugetul local, fiind premiată pentru performanțe, vorba de campioana României la basket, CSU ASSO Ploiești, pur și simplu s-a desființat. Pentru că s-a închis robinetul banilor publici. Da? Era un cetățean nu care spunea nu către eu, Asesoft, nu către finanțator. Eu finanțez. Eu cum spuneau voievozii pe vremuri. Eu bag bani, eu susțin sportul, comunitatea asta nu mă merită. Bă, și ce să vezi? De fapt era echipă înscrisă pe lângă UPG ca să beneficieze de niște subvenții de la Ministerul Educației. Da. Da. Mai lua niște bani de la Primăria Ploiești prin tot felul de subvenții considerate ilegale, nu spun eu sau Sebi sau sigur, domnul Claudiu, ci o spun procurorii DNA, rămâne de văzut în momentul în care va fi trimis dosarul în instanță ce se va întâmpla. Acolo a fost și o combinație, dacă mi-aduc bine aminte, cu casa domnului primar, era o chestie, tai bugetele de la amărția, de la șah, de la not, de la prăpădiții aia, care n-au nevoie de bani să funcționeze și dăm grosul banilor la Asesov, la echipa de basket, e, când s-a închis robinetul de bani publici, a sucumbat și dita mai campioana României la basket. E, lucrurile astea ar trebui să spună multe. Da? Cum e cu finanțarea, cu bani de acasă. Și cum e cu ăștia care își dau sufletul așa pe la televizor, da, pe sport, da. Știi? Foarte interesant. Nici teatrul măcar n-a fost scutit de scandaluri în ultima perioadă și am avut invitații aici la dezbaterile UIL TV. În general concursurile sunt o piatră de încercare pentru orice administrație locală. Da. Concursurile astea... Acolo nu le mai e frică ca cu semnatul la DNA. Cu criterii... Pot fi puse niște criterii numai bune de îndeplinit de către anumiți candidați. Și da? Acum nu m-aș referi doar la ce s-a întâmplat la teatru, că am avut multe concursuri de-a lungul timpului și vom mai avea, probabil, dintre astea pregătite pentru... Dom'le, 99,9% spun eu și toți știm asta, dintre concursuri sunt așa în administrație. Păi dacă ia DNA-ul, eu ar trebui să amenajeze DNA-ul acolo cu brăduți de Crăciun în arest, tot pentru tot Ploiești și pentru toată țara, dom'le, așa se face, așa s-a făcut 25 de ani. Despre ce vorbim? 99% dintre concursurile pentru ocuparea posturilor în administrație sunt ocupate pe pilă, pe relații, pe aranjamente. Pe ăla e ruda cu cutare, ăla e măsa lui ăla, ăla e alu ăla și așa mai departe. Despre ce vorbim? Da? Asta e realitatea despre care vorbim. Nu este nicio descoperire, nimic. Suntem deja, cum să spun eu, atât de bolnavi suntem din punct de vedere social, moral și cum vrei să-i spui, încât ne asumăm asta cu seninătate de ani de zile. Acum că vedem de vreo 2 ani, că a început DNA-ul și procuratura în general. Că nu mai DNA-ul mai lucrează pe în țara asta, mai sunt și alții. Da? Și începem să realizăm, de fapt, dimensiunea catastrofei morale în care ne zbatem. Despre asta vorbim. A, ne mai mirăm noi între noi, dar poporul așa... Dar ce te miri, mă, pe la urmă? Tu n-ai făcut la fel. Pe asta e vorba românească de 300 de ani, mă. Nu de azi de ei. Da? Aici suntem, ăsta e nivelul. Și cum spunea și Marius mai devreme, că exemplele sunt de sus. Da? Să poporul este... Ăia sunt oglina poporului. Da? Hai să nu mai urâm atâta politician, că politicianul e poporul, ce este extraterestru? Cine i-a adus pe aia pe acolo? Poporul e mulțumit, domne. Exact cum vorbeam despre pensia municipală. Păi să se ducă la TCE când le pune bileta acum de la 1 ianuarie, să bage pensia municipală să o creponeze. Eu am 200 de lei aici, eu merg de 200 de lei cu tramvaiul, frate. M-ați păcălit, m-ați făcut ca 3 ani de zile, mă scuzați că e ora așa, nu? Eu n-am voie, nu ca la mine, nu? Nu, no, la mine la emisiune putea. Așa? Păi merg eu, mă, de asta, uite cu asta, mă, că m-ați păcălit, m-ați prostit așa, eu merg cu cuponul ăsta de 200 de lei. Păi dacă era în altă țară, în primul încă mâncau
băgau ăia care împărțeau cuponul de la purtător de atunci, le băga pe gât cetățeanul cuponul și a doua zi, să zicem că îi păcălea, că erau, să zicem, erau nemții, erau greci. Grecii l-ar fi luat cuponul, că ăia-s mai ca noi un pic, mai spre Balcani. Bun. Bă, da, a doua zi după ce se spunea, a ieșit Bădescu, da? La da. Cât? Bă, repede a ieșit. N-avem anul ăsta, ne înțelegeți, n-avem, mă, n-avem, poate la anul, poate peste 2 ani, e greu acum, ne înțelegeți, dar știți că e greu, da? Băi, ți-a adunat un milion de, vezi, moșii, le spargeau geamurile, exact, da, bă, da, băi, da. Erau moșii, aruncau cu placa în ei, se venea un joc, păi da, mă, dar venea iar domnul Bădescu și spunea, n-avem banii anul ăsta ca să facem spitalul de pediatrie, bă, bă, da, bă, da, voi vă dați seama, cum? Deci, voi vă dați seama. Defila cu Covaș, cu Phoenix-ul prin față, pe acolo, la moși, le cânta și o Zorba Grecu la, adică, Covaș, că pe bani face orice. Nu era problemă. Și eventual biroul unde spectacol caritabil. Spectacol caritabil, domne. Era tot SG-ul acolo, era pe aia de la plantate în baseluțe, da. Să se uite la Phoenix, se uitau ăia strâmbe așa, că nu înțelege, e Phoenix, ce Phoenix? Aia, trebuia să le bagi acolo fărămiță, lagul, să le bagi acolo guță, să le pui pe... Ce, cred că a avut Covaci, a fost timorat. Uite, bă, ce le place la ăștia în proiectul ăsta. Sunt și urâți, sunt și negri, sunt și cu panseluțe în cap, că erau cu pământ de la flori, de unde veneau de la SG-ul, înțelegi? Că a fost publicul din de pe stadion. Mai erau piețari, gazdă Ilie cu chitancierul. Da, mai erau și ăia. Era, da, i-au luat cu japca, mă, pe toți, ce? Aveau plan, aveau, da, target de vândut bilete. Nu, deci, da, pe bune, cu target caricatură, de vândut, băi, o caricatură, cu sunat, o caricatură. Suna Bădescu. Bă, te rog eu, 10 bilete, te rog eu mult de tot, cumpără. Eu tu 5, te rog eu, bagă. Așa s-a făcut, bă, Phoenix. Băi, Phoenix și loca, să știți și voi. Mă, nu ne place Phoenix la Ploiești. Suntem vreo 1000 de tâmpiți care ascultăm din populația asta numeroasă. Restul ei erau de la flori, bă, de la spații verzi, de la cimitiri, bă, erau aduși. Ce dracu? Ei erau, de fapt. E o păcăleală de la A la Z. Da. Eu v-am spus că n-avem timp să, da, să analizăm toate scandalurile, n-am zis nimic despre parcare. Despre parcarea aia din centrul orașului care ne-a făcut... A, fabulos! Uite, știu că se mai uită vreun adormit doi din administrație. De ce se blochează destul de des când trece troleul prin zonă circulația? N-au pus două bucăți de fier pe care să lege linia de contact a troleului, că acolo a fost întreruptă din cauza construcției parcării, da? Atât trebuie, două brațe, două bucăți de fier... De care să fie agățat fir. Exact. De firele... Troleul vine, lasă firul jos, trece pe motorină benzină, asta. Merge, depășește în regim de autobuz, da? Da. Apoi după se leagă iar... redevine troleibuz. E, făcând operația asta de vreo câteva ori pe zi, se mai întâmplă să nu mai meargă sistemul, știi? Da, deci este, linia este întreruptă. Nu s-a găsit nimeni din primăria Ploiești, că înțeleg că ea de la TCU spun, domnule, noi nu putem, că nu e linia noastră, că așa e, când e vorba să faci ceva, nu se poate. Nu, nu e atribuția noastră, e atribuția de la Tehnic Investiții, ea de la Tehnic Investiții, nu, domnule, că e a TCU-ului, că ce știm noi cu firul de contact? Ne curentăm. Sincer, cred că parcarea aceea ar merita o placă pe ea pe care să fie trecut toți consilierii locali care au votat hotărârea prin care a fost înălțată. Bineînțeles că merită. Așa să rămână. Pentru următoarea sută de ani, măcar... La cetățenii aia care au protestat acolo, că săracii chiar au protestat, da, cu... Cel puțin și-au... Nici lor nu le-au dat, mă, nu. Mi se pare locuri gratuite. Nu, e pe bani. Sunt pe bani, ca sunt să pe zic bani. Așa. Sunt pe bani. Nu mai vorbim despre iluminat, pentru că ai adus în discuție subiectul și oricum, acum ne stinge cineva lumina și nu mai putem să spunem nimic. Așa încât, cam atât despre ce a fost. Sunteți mai optimiști pe tema anului viitor? Nu? Nu. Poate mai. Ce motive? Ce motive am avea? Deci, uite-te, hai să ne uităm, să vedem listele de consilieri locali, de la toate partidele, da? Și o să avem niște surprize, că vor fi aceleași fețe. Voi îl vedeți pe domnul Sârbu să nu fie consilier pe NL acum, îl vedeți pe domnul Botez să nu fie consilier PSD, vedeți? Nu, prietene, sunt oameni care vor rămâne în continuare la butoan, prin diverse mijloace specifice. Nu o să se mai norocă cu disperarea pentru ca să încheie lucrările până în iunie, că poate să mai muncească cineva în perioada asta. Fiind și an electoral, e dezastru și mai mare, că toată lumea e ocupată de cu totul alte probleme decât administrația. Să-și facă, deci, și până anume campania. Și anume campania. Ei până acum n-au făcut mai nimica. Păi, dar tu ți imaginezi la anul când trebuie să alege, să îmbârlige babele, iar să ia toată lumea la... Știți, venim noi, o să fie altceva, facem metropă sub nord. O să fie... Dar ce o să fie? Stau și mă întreb ce o să mai promită, că oricum poporul acceptă.
E Popoi Blajin, da? Deci a avut poporul pensie municipală, spital de pediatrie la Petrom, casa a avut de toate. Casa căsătorilor, casa câinii, prime pentru căsătorii, pentru tineri căsătoriți. E superb, e superb, am păstrez. Câte ceva a fost, deci prima avem, dar nu pentru tinerii căsătoriți, ci pentru cine trebuie. Da, casa căsătorilor, am avut case pe Dan Libert, v-am promis că o să vă mai căsătoriți și acesta și întâmpla, nu casa căsătorilor, ce discutăm? Pentru că până la urmă sentimentele vin din suflet, ca să din cităm suflet, un fost lumina primar, vine da? Din suflet, nu din focuri de paie puse nu știu pe unde și ca să ne sperie. Încheiem așadar într-o notă optimistă, ultima ediție din acest an a dezbaterilor UIL TV, suntem optimiști că vom avea subiecte și la anul, nu ne plângem din punctul ăsta de vedere. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost și în seara asta alături de noi. Vă doresc sărbători fericite vouă și la fel sărbători și telespectatorilor. Fericite. Crăciun fericit și un an nou mai bun decât precedentul, cu siguranță. Toate cele bune. La revedere.